Bună seara, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Dragilor, vă invit astăzi la o etalare în dragoste, pe plan așadar sentimental. Este o etalare generală, așadar nu toate elementele de aici vi se pot potrivi. Ceea ce vreau eu să faceți este să selecționați care sunt elementele care sunt mult mai aproape de situația dumneavoastră. Așadar, dacă titlul acestei etalări v-a atras atenția, înseamnă că poate exista un mesaj în spatele acestei etalări pentru dumneavoastră. Este o etalare valabilă în momentul în care o vedeți, așadar pentru voi toți cei care priviți acum această etalare, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care dați like la această etalare, pentru dumneavoastră să vedem care sunt astăzi, eu știu, influențele. Voi lăsa cărțile pe cată. Oh, ok, cam au căzut aceste cărți, cam multe, dar le vom lua. Ok. Ok, ceea ce văd eu aici că ar fi un pic, sper să vedeți cărțile, să dau mai așa, ceea ce văd eu la dumneavoastră ar fi o mică problemă în ceea ce privește fie că dumneavoastră vă feriți de o persoană anume, fie că această persoană se ferește de dumneavoastră. Există unul dintre voi doi care ați luat o pauză, care sunteți în așteptare și simt foarte mult că toate aceste lucruri se vor schimba. Se vor schimba pentru că avem foarte multe cărți care vorbesc despre această schimbare și veți vedea că va fi o schimbare mult mai rapidă decât ceea ce ați cunoscut dumneavoastră și această persoană până acum. Foarte multă binecuvântare pe care persoana voastră a primit-o de la voi în trecut, dar căreia i-a fost indiferentă. Această persoană a fost indiferentă, dar v-a dorit foarte mult, v-a plăcut foarte mult, dar nu v-a văzut în aceeași manieră cum ați văzut-o voi pe această persoană. Nu a văzut această conexiune de la început, nu a simțit această conexiune. De ce spun asta? Avem șasele de cupe aici. Conexiunea aceasta ați simțit-o dumneavoastră. Dar, repet, aici totul este pe cale să se schimbe, dragii mei, cu această arcană majoră. Totul este pe cale să se schimbe, totul este pe cale să se echilibreze și să devină mult mai stabilă energia acestei persoane. Și de ce zic a acestei persoane? Că pentru că această persoană a primit această binecuvântare în dar de la Dumnezeu și această binecuvântare sunteți voi în viața sa. Darul acesta este apariția dumneavoastră, dar s-a concentrat foarte mult pe trecutul său. Probabil ați apărut fulgerător în viața sa sau pur și simplu într-un moment în care această persoană nu era gata să aibă o altă relație, nu era gata să fie responsabilă, nu era gata să simtă conexiunea aceasta de șase de cupe și nu era gata să înceapă ceva nou. Da? Deci, pentru că aici există un nou început pentru ambii. Fie v-ați cunoscut din pasiune, fie din a fost o dragoste romantică la început, totul s-a desfășurat rapid, v-ați întâlnit rapid, pentru că simt foarte multă rapiditate, dar deși aceste lucruri noi care s-au petrecut, da, emoțional vorbind între voi doi, nu a făcut această persoană să se deschidă acestui șase de cupe la fel cum ați făcut-o voi de la bun început. Voi ați simțit această relație de la bun început, persoana aceasta la care voi vă gândiți nu, da? Dar acum lucrurile se schimbă. Este o persoană foarte iubitoare, o persoană care vă manifestă în viața sa. În momentul actual această persoană vă manifestă în viața sa, dar nu știe ce să facă și ce să creadă. Pentru că aici, în unele cazuri, există o a treia persoană implicată.
Dacă nu există această a treia persoană implicată, persoana voastră este pur și simplu incertă în ceea ce privește iubirea și stabilitatea, pentru că există o dualitate în mintea sa între ceea ce simte cu sufletul, cu corpul său și ceea ce gândește mentalul său. Așadar, putem spune că este o luptă între ego și suflet pe care o dă în prezent această persoană, mai ales dacă este în zodiile Rac, Scorpion, Pești, Gemeni, Vărsător, Balanță, Capricorn, Fecioară, Taur. Este o persoană șatenă, da, și un pic deschisă la ten, această persoană, una dintre caracteristici. Așadar, există o dualitate în prezent în mintea acestei persoane mental. Se gândește non-stop la dumneavoastră. Vom clarifica ceea ce gândește despre voi, pentru că se gândește non-stop. De aceea și voi vă gândiți la această persoană. Dar acum voi sunteți mult mai relaxați, simt relaxare, simt oarecum o pace interioară în sufletul vostru. Nu mai sunteți, inima voastră nu mai este răvășită așa cum a fost până acum. Vrea lucrurile să, este și foarte încăpățânată această persoană și vrea lucrurile să le facă după propriul plac. Nu ascultă de absolut nimeni și nu ia exemplu absolut nimănui, însă în prezent persoana aceasta vă simte foarte mult, vă simte foarte, foarte mult și se ferește foarte mult de ceea ce simte. De ce zic asta, dragii mei, a apărut doiul de cupe, deci se ferește de ceea ce simte. Este ca și cum efectiv nici nu vă vorbește, pentru că s-ar putea ca să nu vorbiți în prezent voi și această persoană, pentru că văd că a fugit de dumneavoastră și în continuare există noțiunea aceasta energetică de a se feri de voi. Însă pe voi vă vede ca acest doi de cupe, vă vede ca acest suflet pereche. Poate că nu știe ce este acesta un suflet pereche, poate nu a mai auzit, deși în unele cazuri voi ați explicat acestei persoane această noțiune câțiva dintre voi, dar pentru alții nu. Nu ați discutat despre acest suflet pereche. Așadar, se împotrivește acestor simțiri. Nu se gândește atât de mult la voi încât comunică telepatic cu voi. Vă simte. Simte care este visul dumneavoastră, simte care este dragostea dumneavoastră pentru această persoană, simte care este viața dumneavoastră efectiv în acest moment. Și atunci este, nu vă teamă, nu vă frică, dar este oarecum în gardă. Nu vrea să lase toată această emoție să-i cuprindă mintea și să-i fugă pământul de sub picioare. Nu este prima oară când s-ar putea în unele cazuri voi doi să fiți separați, să fiți despărțiți și întotdeauna s-a întors la dumneavoastră această persoană. După chiar 9 luni de zile în unele cazuri, deci o perioadă destul de lungă. Însă cert este că acum, în acest moment, persoana aceasta simte acest doi de cupe, simte această relație de suflete pereche, simte acest contract magnific. Uitați-vă aici cât de frumoși sunteți amândoi. Așadar, există există acest scut pe care și-l face, scutul acesta în jurul sufletului. S-ar putea ca această persoană să fi fost rănită oarecum în trecut, pentru că acum, în acest moment, este oarecum, sau cel puțin a fost în momentul apariției voastre, a fost rănit sau rănită, deși este o persoană care se află mereu în centrul atenției, este o persoană optimistă, o persoană care vibrațional are o lume aparte și care nu se conectează cu foarte multe persoane, decât cu anumite persoane, iar voi ați fost acea persoană specială. Și când mă refer la anumite persoane, nu mă refer doar la relații de suflete pereche, ci la relații de prietenie, relații de familie, relații cu colegii și așa mai departe. Este foarte popular această persoană.
persoană sau popularitatea sa este destul de mare în unele cazuri sau este sociabilă, chiar poate fi cunoscută această persoană, dar are foarte puțin prieteni la care ține. Da? Repet, prieteni sunt colegi, prieteni, efectiv familie, deci anturajul său, nu când ar ține la toți membrii ai familiei, dar sunt anumite persoane din familia sa pentru care această persoană are o anumită sclipire. Așa are și pentru prieteni și pentru colegi, însă cu dumneavoastră este cu totul altfel conexiunea aceasta din punct de vedere intim. De ce zic cu dumneavoastră? Că nu am mai simțit cu altă persoană până acum aceeași conexiune. Și acest contract de suflet îl simte în prezent și o să-l simtă în viitorul apropiat. Cartea aceasta este în viitorul apropiat. Cu cât ne apropiem de către final, cu atât este reprezentat viitorul apropiat. Iar aceasta este ultima carte, deci este și reprezintă viitorul, este reprezintă viitorul apropiat. Așteptați-vă la o comunicare bruscă. Așteptați-vă să fie o persoană schimbată. Nu mai este persoana care fuge. I-ați scris de foarte multe ori, nu v-a răspuns sau v-a răspuns când a vrut. Comunicare blocată, comunicare întreruptă, comunicare greoaie. V-ați blocat pe rețele de socializare, v-ați blocat efectiv să vă mai vedeți. Nici voi n-ați mai vrut să mai știți de această persoană nimic, nici persoana aceasta de voi, deși, repet, se gândește enorm, enorm de mult la voi în acest moment și are această dualitate între corpul și sufletul său și partea mentală. Va aștepta să ia decizia cea bună. Și ce așteaptă această persoană este să se vindece. Ce este această vindecare? Este stabilitatea pe care o vrea. Nu înțelege de ce se gândește atât de intens la voi și de ce vă simte atât de intens. Haideți să clarificăm un pic aceste cărți, să vedem acest patru de cupe la început, de ce această persoană v-a respins, pentru că a fost ceva, un contact direct, dar în unele cazuri a fost, deci a fost un nou început, s-a întâmplat destul de repede, foarte multă dorință, foarte multă pasiune, foarte multă chimie, magnetism, dar persoana aceasta la un moment dat nu v-a mai dorit. Adică s-a început o frumoasă poveste după care s-a terminat brusc. De ce? Pentru că n-a știut să primească, nu a știut să ofere și să primească. Este o persoană care nu a mai întâlnit dragoste să-i se fi oferit de foarte mult timp. Ceea ce a avut ca relație a fost poate toate instabile sau acolo unde poate are o relație cu cineva care pare stabilă, în orice caz trece prin momente dificile cu acea persoană. Deci nu este o relație foarte bună, poate fi o relație de foarte mult timp, poate fi o căsătorie, însă are foarte multe conflicte, atât în interiorul său vis-a-vis de acea relație sau acea căsătorie, acolo unde există, cât și cu persoana respectivă. Însă pe voi v-a respins sau totul s-a întrerupt, da? Pentru că nu a știut să primească de la voi această dragoste, nu a știut să primească exact ce v-am zis, această binecuvântare care sunteți voi, apariția voastră, și s-a concentrat pe trecutul său, s-a concentrat pe ceva care oricum nu a fost, da? Ceea ce a avut și a simțit până acum alături de cineva anume, de fapt nu a fost iubire, nu a fost dragoste. A fost ceva superficial. Deci, o diferență între a primi și a oferi a făcut această persoană să se îndepărteze. Să vedem ce gândește despre voi, pentru că tare mult se gândește la voi în acest moment și se dă această luptă în sufletul persoanei acesteia și în mintea sa. Ce gândește despre voi? Gândește că ați fost o persoană care și sunteți o persoană foarte talentată, o persoană care are un vis clar, acela de a fi cu el sau ea, o persoană care știe cum să pună punctul pe i, o persoană care vorbește clar și precis, spune lucrurilor pe nume, care știe ce vrea, care este extrem de ambițioasă și tinde către perfecțiune.
Și bineînțeles, o persoană care l-ați pus-o, v-ați pus-o pe un piedestal, știe tot ceea ce i-ați comunicat, simte ceea ce i-ați comunicat, îi lipsește lucrul acesta și își dorește să iasă din umbra în care este. Această umbră este marcată foarte mult de incertitudinea de a lua o decizie, dar până la urmă, v-am zis, totul se va schimba. Dar acum, în prezent, încă se gândește ce să facă, care sunt pașii și așteaptă parcă să se întâmple ceva în viața sa. Și ceea ce o să se întâmple este că va simți și mai mult această conexiune. Să vedem de ce își creează acest scut, pentru că își creează un scut această persoană acum și o să și-l creeze. A fuge de această conexiune, fuge de această. De ce face lucrul acesta, inclusiv toate aceste cărnea? Pentru că încearcă să-și controleze sufletul. Așa cum v-am zis, pune un scut în fața inimii sale. Uitați-vă aici, inima este prizonieră în interiorul său. Nu vrea să se deschidă, nu vrea să fie deschis sau deschisă la visul vostru, să împărtășească același vis, să vină către acest doi de cupe și atunci încearcă să se protejeze, nu vrea să lase acest doi de cupe să controleze, cum să vă zic, să îl controleze sau să o controleze, da? Mental. Dar până la urmă nu o să mai poată. Până la urmă, uitați-vă la această persoană, nu o să se mai împotrivească destinului, pentru că vă manifestă în viața sa, atât conștient cât și în subconștientul său. Conștient de ce? Pentru că se gândește non-stop la voi. Aceasta este o formă de manifestare. Și o să se lase liber, da? O să se lase liber, o să aibă încredere din ce în ce mai mare în divinitate, în destin, în viitor, pentru că nu are încredere în viitor, nu în voi, în viitor. Și repet, lucrurile, vedeți aici, se vor schimba. Nu o să fie nimic ca la început. Când veți reîntâlni această persoană, totul va fi nu că schimbat, va fi transformat. Toate lucrurile se vor mișca în mod fluid către acest doi de cupe. Toată etalarea duce către acest doi de cupe. Deci există foarte mult noțiunea aceasta, nu numai de împăcare, de a veni împreună, de a fi împreună. Și v-am zis că totul se va schimba și se va transforma. Pe unii poate o să vă șocheze această schimbare pentru că va veni extrem de rapid. Deocamdată însă există acest blocaj în comunicare, blocaj în a vă vedea, să vedem ce blochează această comunicare. Ok, le-am prins. Blochează încrederea, încrederea, pur și simplu încrederea în ce îi spuneți dumneavoastră și încrederea voastră în ceea ce vă spune această persoană. Parcă nu aveți încredere unul în celălalt în ceea ce vorbiți, pentru că refuză să vadă această conexiune. Și de aceea încă încearcă să se protejeze, încă încearcă să-și țină inima sub control. Dar nu o să reușească pentru foarte mult timp. Nu, nu o să reușească, pentru că o să aibă această claritate. Claritatea va veni cât de curând în mintea acestei persoane, nu în sufletul său. Sufletul și corpul deja simte că trebuie să fie alături de voi. Mintea sa este cea care refuză să vadă lucrurile. Vedeți aici? Mintea sa. Dar se va lumina, va exista această lumină și se va elibera, va exista această transformare. Uitați-vă acest fluturaș și va exista această uniune între voi doi. Parteneriatul acesta se pare că este de lungă durată. V-ați așteptat unul pe celălalt și încă această așteptare persistă în cazul majorității, dar persoana aceasta va face mișcarea. Voi nu mai aveți absolut nimic de făcut, ci doar această persoană are
are, se va elibera, da? Are să să-și clarifice lucrurile și o să le clarifice și se va mișca către voi și către acest doi de cupe. Dragii mei, o etalare absolut superbă, cu energie uimitoare. Așadar, dacă v-a plăcut acest videoclip, vă mai aștept cu drag pe acest canal. Vă las cu bine, vă iubesc și mulțumesc că sunteți alături de mine. La revedere, dragii mei!